Bună ziua! Pentru că tiramisu este unul dintre deserturile mele preferate, ce spuneți să vă prezint astăzi rețeta de tiramisu? Ca și ingrediente avem nevoie de 5 linguri cu vârf de zahăr, 2 lingurițe cu vârf de cafea, 400 de grame de pișcoturi, asta înseamnă un pachet mare și vă recomand pișcoturile Savoiardi. Sunt acele pișcoturi crocante speciale pentru șampanie. Mai există unele pișcoturi pe care atunci când le mănânci îți rămân în gură ca o făină. Nu vă recomand și nu vă spun nici care este brandul, dar vă recomand folosiți pișcoturi Savoiardi. 500 de grame de mascarpone. Eu am găsit un mascarpone special pentru tiramisu foarte bun. L-am luat de la Metro și prețul este foarte bun și acesta. 8 sau 9 lei cutia. Cred că cel mai bun de pe piață. Cacao și 5 ouă. O să las mai jos în descriere rețeta, ingredientele. Ustensilele de care avem nevoie pentru a prepara tiramisu sunt un mixer, o tavă, cum aveți dumneavoastră, pătrată, rotundă, dreptunghiulară. A mea este dreptunghiulară și are dimensiune 20 pe 30 de centimetri. Un tel, lingură, linguriță, o cană și cratițe. Spun cratițe pentru că dacă până acum vă fereați să mâncați tiramisu pentru că știați că se prepară cu ouă crude, aflați că în rețeta pe care vă prezint astăzi, ouăle sunt preparate termic. Vom începe prin a face cafeaua în care vom înmuia pișcoturile pentru prăjitură. Pentru aceasta vom folosi 2 cânt de apă. Care o vom pune la fiert. Până dăm clocot. Acum că apa clocote, punem 2 lingurițe cu vârf de cafea măcinată și lăsăm să mai fiarbă 2-3 minute. După care oprim focul și lăsăm să se răcească. Nu este bine să folosim cafeaua fierbinte, deoarece pișcoturile înmuiate în cafea fierbinte se înmoaie mult prea tare. Dacă doriți să faceți tiramisu pentru copii, folosiți în loc de această cafea lapte. Tiramisu va ieși foarte bun și pot mânca și copiii. În timp ce cafeaua se răcește, punem pe foc într-o cratiță mai mare apă care să dea în clocot pentru a prepara crema. O cratiță mare pentru că vom prepara crema în cratiță mai mică care să poată fi pusă deasupra cratiței cu abur. Separăm albușurile de gălbenușuri pentru toate cele 5 ouă. Adăugăm 2 linguri de zahăr peste cele 5 gălbenușuri și amestecăm cu telul ca să omogenizăm. Când apa fierbe, facem flacăra pe minim și punem compoziția pentru cremă
pe abur și continuăm să amestecăm. Compoziția devine spumoasă. După 3 minute o să remarcați că această compoziție s-a transformat într-o spumă uniformă și o să o luăm de pe abur și o lăsăm să se răcească. Compoziția s-a răcit, e timpul să adăugăm mascarponele și să amestecăm cu gălbenușurile. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, puteți să o faceți acum apăsând butonul Abonează-te din partea dreaptă jos, imediat sub imagine, și astfel veți fi informat ori de câte ori voi adăuga un video nou. Mascarpone se adaugă treptat și se omogenizează. Și a doua cutie. Crema va fi foarte fină. Acesta este o componentă a cremei, gălbenușurile cu 2 linguri de zahăr și mascarpone. A doua componentă a cremei o constituie albușurile, pe care o să le batem spumă împreună cu 3 linguri de zahăr, 3 linguri cu vârf de zahăr, folosind mixerul. Mai întâi batem spumă albușurile, după care adăugăm pe rând zahărul până obținem o spumă tare. Acum vom pune spuma pe abur și vom continua să mai mixăm timp de 3 minute, astfel încât vom obține o spumă foarte fină pe care o vom amesteca cu cealaltă componentă a cremei. Dacă aveți întrebări referitoare la rețeta pentru tiramisu, puteți să mi le lăsați printr-un comentariu mai jos și eu vă voi răspunde. Încercați rețeta și spuneți-mi cum v-a ieșit. Mie îmi place foarte mult. Deci amestecăm cele două componente. Până omogenizăm compoziția. Iar apoi trecem la aranjarea pișcoturilor în tavă. Punem cafeaua fără zaț într-un vas. În ea vom înmuia pișcoturile. Zațul îl aruncăm, nu-l folosim. Dacă doriți să faceți tiramisu pentru copii, nu uitați, înlocuiți cafeaua cu 2 căni de lapte și veți înmuia pișcoturile în lapte. Vă asigur că va ieși foarte bun. Umezim puțin pișcoturile în cafea și le aranjăm în tavă, unul lângă altul, până acoperim întreaga suprafață. Întindem o treime din cremă
Apoi pudrăm cu cacao. Întoarcem tava și aranjăm piscoturile în aceeași formă ca prima oară. Punem din nou o treime din cremă sau jumătate din ce a rămas și o întindem uniform. Pudrăm cacao. Întoarcem tava și începem să punem ultimul strat de piscoturi, cel de-al treilea. Și ultimul strat de cremă. La final, pentru a pudra cu cacao, vom folosi o sită, astfel încât cacaoa va fi distribuită uniform. Și tiramisul va avea un aspect frumos. Acum că am terminat, punem tiramisul la rece. Eu vă recomand să consumați a doua zi ca să îl puteți tăia ușor. Cam așa arată în tavă. Și acum o să-l porționăm. Să scoatem cu grijă. Poftă bună!